Alături de noi este Maria Codrea, fata cu căpșunii dulci de la Satul Mare, din Drăgușeni mai exact. Bună, Maria, ce faci? Salut! Uite, aici cu oameni, culegem căpșuni, prieteni, ne bucurăm de savoarea fructelor coapte și dulci. Cred că anul trecut, tot pe vremea asta, mai mult sau mai puțin, am fost iarăși aici și am făcut un interviu legat de căpșunii tăi bio. Anul acesta vreau să te întreb cum a trecut peste tine, peste cultura de căpșun, pandemia asta care ne-a pus probleme tuturor. A fost foarte bine. Noi nu prea am simțit pandemia. În schimb, anul acesta, de când s-a cam dat drumul așa la exporturi și importuri și așa, s-a simțit. S-a simțit foarte mult pe cantitate, pe preț, în ideea în care prețul a scăzut comparativ cu anul trecut. Cantitatea cerută de magazine a fost puțin mai mică pentru că au reapărut fructele de import. Totuși, deși îmi spui toate cele, aici am observat că vin oameni și un lucru foarte bun, faptul că oamenii vin la tine în cultură să-și culeagă căpșuni. Iată că acest concept implementat de tine prinde foarte, foarte bine. Da, se pare că chiar prinde foarte bine. Am început acest proiect acum 3 ani sau 4, nici nu mai știu, dar pe an ce trece tot mai multă lume ne caută. Și sunt foarte încântați pentru că au posibilitatea să-și aleagă ei ce fructe vor, să mănânce direct din parcelă, văd de unde vin, eu stau cu ei, le arăt, le explic ce folosesc la plante, adică le dau toate informațiile de care ei au nevoie și să fie sigur că ce mănâncă ei e bun. Ceea ce mi s-a părut un lucru foarte fain este că am văzut în parcarea fermei pe care împreună cu familia ta o administrați, am văzut foarte multe mașini de Cluj, de Satul Mare, de Sălaj, de Mureș. Asta înseamnă că te caută lumea de prin toată țara. Da, să știi că în fiecare weekend avem, am avut acum de la Bistrița, din Mara Mureș, de la Sălaj, Cluj, Clujul, sunt oameni de la Cluj în fiecare weekend. Și mai sunt și sărmăreni, sunt și ei, dar ei pot să vină și într-o săptămâni, sunt aproape, dar sunt de peste tot de unde vor să... Bun, cum consider că sunt căpșunii de anul acesta comparativ cu cei de anul trecut? Dat fiind faptul că anul acesta a fost, până acum cel puțin, a fost un an cam ploios. A fost un an mai ploios, dar având în vedere că a apărut mai târziu, este o aromă și o dulceață mai intensivă comparativ cu anul trecut. Pentru că au apărut abia la început de iunie, au fost câteva zile de ploaie și frică, după aia au venit căldurile și au reușit să acumuleze suficient. Eu asta am sesizat în momentul în care am gustat, dar n-am vrut să spun eu că nu credeau cititorii și urmăritorii noștri. Încă un aspect vreau să te întreb și nu mă refer acum la partea de căpșuni. Vreau să vorbim puțin despre surioara ta care a avut niște emoții și nu a vrut să vorbească cu noi, pentru că oarecum din această fermă Codrea se duc mai multe ramuri și una dintre ramurile importante sau una, da, de una din ramurile importante se va ocupa Codruța, surioara ta. Să ne spui un pic cum merge acolo producția de brânzeturi și așa mai departe. Codruța este abia anul întâi la facultate, la agronomie, și-a descoperit această pasiune pentru bucătărie de mică și a zis hai să vedem ce putem să facem cu laptele de la văcuțele noastre și ușor cu mama, cu rețetele bunicii, a început să facă brânză cu diferite arome, s-a mai uitat prin cărți, experimentează în fiecare zi. La ora actuală ea produce brânză de vacă, mozzarella, mai face smântână și vrea să încerce să mai facă și cașcaval și am discutat cu ea că dacă asta își dorește să facă, va urma niște cursuri ca să se perfecționeze pe această ramură, dacă îi place și vrea să continue. Eu am gustat și acolo, nu știu cum vine așa norocul, am gustat din produsele pe care Codruța l-a făcut, dar în fine revenim la tine, ce mesaj ai pentru prieteni, clienți, cumpărători, cum vrei tu să le spui? Vă așteptăm cu mare drag la fermă, asta e primul mesaj pe care le adresăm.
le adresez. Și aici vor descoperi de fapt ce înseamnă gustul copilăriei la căpșon. Le promit de asta. Maria, îți mulțumim foarte mult pentru primire, îți mulțumim foarte mult pentru că ne-ai lăsat să dăm așa iamă în lanul tău, mă rog, în cultura ta cu căpșuni, foarte gustoși, foarte dulci și, ce să zic, spor, succes și eu îți dau un sfat, să-ți mărești suprafața. Că se mărește. Bun, stai atunci, spune ce planuri ai, dacă tot am intrat. Urmează ca săptămâna viitoare deja să plantez, să înființez o nouă plantație, undeva la 70 de ari o să fie, care va fi deja cu certificare ecologică. Și avem un proiect frumos cu Carrefour și anul ăsta o să încercăm să ieșim cu fructele direct în Carrefour, fructe certificate ecologic de la ferma Codre. Perfect, uite, văd niște clienți, niște prieteni. Ce părere aveți despre căpșunii Mariei? Extraordinare sunt. Oameni extraordinari sunt din familia Codre. Perfect, și voi, fetelor? Se vede dragostea și tot ceea ce se pune aici. Felicitări! Sunt dulci, sunt dulci. Sunt dulci, nu? Da, foarte, foarte dulci. Pregătiți pentru bunătăți. Mulțumim mult. Mulțumim. Ei, după cum am văzut, oamenii chiar apreciază și sunt foarte faini așa, adică aici, în afara faptului că au parte de bunătăți, cum a spus și domnișoara, au parte și de activitate fizică oarecum, adică de activitate fizică plăcută. Exact. Așa ne-am și gândit că sunt foarte mulți clienți, adică care au impresia că ca să culești niște căpșuni e foarte ușor și foarte simplu. Greu. Dar în momentul în care vin și văd ce multă muncă e și cât de greu e, își schimbă total părerea și apreciază mai mult fructele. Bun, acum chiar punem capăt acestui interviu. Încă o dată îți mulțumim foarte mult pentru primirea pe care ai făcut-o. Așa ai spus-o tu, o să-ți mărești suprafața, se mărește și familia, ceea ce e un lucru foarte bun. Eu am dat câteva idei soțul viitorului tău soț, sper să le pună și el în practică. Succes pe mai departe și la anul să fie cultura mai bogată, mai dulce, mai sănătoasă, dacă tot ai spus că o să fie certificată 100% bio. Da, vă așteptăm cu drag fiecare an sau de fiecare dată când vreți să veniți la tine. Morțile fermii sunt deschise. Bună ziua! De ce culegeți căpșuni din câmpul fermei Codrea? Bună ziua! Mă bucur foarte mult că am putut să vin în această zi la domnul Codrea Vinilor să culegem aceste minunate căpșuni care, după cum vedeți, sunt bio și în această zi minunată, bineînțeles că culesul de căpșuni ne dă o energie și ne bucurăm că în județul Satu Mare putem să venim la aceste activități. Dumneavoastră, de unde sunteți? Și deci, Satu Mare. Din Satu Mare. Da. Și alegeți doar căpșun bio să consumați? Exact, exact. Din asta o să fie spumă de căpșuni, andișpan de căpșuni, înghețată de căpșuni și multe alte. Bun, care este părerea dumneavoastră despre faptul că proprietarul acestei culturi pur și simplu invită cumpărătorii, clienții, să-și culeagă singur căpșunii? Este o idee foarte bună, având în vedere că lumea deja s-a axat foarte mult pe mâncarea bio și suntem atenți, de fapt, la ce consumăm. Cred că este foarte binevenită această idee și chiar aș invita sătmărenii și nu numai. Este minunat, vedeți și dumneavoastră, este loc pentru toată lumea, vă așteptăm cu mult drag! Shooting stars above the city lights.